Încă o dată mulțumim acestui public minunat, care de fiecare dată a fost și va fi întotdeauna. Acum m-am convins, e foarte clar așa situația și de ce Bacău s-a aflat prin centrele cele mai puternice de handbal din țară. Pentru că, într-adevăr, are un public devotat acestui sport și iubește această echipă necondiționat. Ăsta cred că este unul din secretele succesului aici la Bacău. Mă bucur și sunt onorat să fac parte din această familie. Păcat că astăzi n-am reușit ceea ce promisesem, că măcar din două întâlniri, măcar una să fie cu victorie. Dar cu speranța că echipa noastră s-a prezentat altfel și a prezentat și altceva, mai multă determinare și mult mai multă voință, cel puțin pe faza de apărare, acolo unde am schimbat câteva lucruri, dar în special la mentalitate. Deci plec de la sală, chiar dacă e o înfrângere, plec încrezător că suntem pe drumul cel bun. Păcat că nu am reușit atunci când trebuia să accelerăm lucrurile și mă refer, știți bine, la meciul cu Făgăraș. Dar așa se întâmplă în viață, poate toate au un sens și poate ne vor răsplăti munca în retur. Așteptăm cu nerăbdare prima etapă din retur și ultima etapă din anul acesta. Sperăm și sunt convins că publicul va fi la fel de numeros și ne va susține să oferim, poate de data asta, un frumos cadou de Crăciun, măcar cu o victorie și să terminăm anul așa cum ne-am dorit.